Alexandru Todoran, elev al Liceului Teoretic Aurel Vlaicu din Orăștie, a fost admis la prestigioasa Universitate Harvard din Statele Unite ale Americii, înainte de a susține examenul de bacalaureat. Alexandru s-a făcut remarcat în ultimii ani după ce a reușit performanțe deosebite la olimpiade naționale și internaționale de informatică. Alexandru a primit vestea cea mare ieri, dar informația a fost făcută publică astăzi de vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, Alin Țambă. Tânărul a fost aplaudat la scenă deschisă de către toți consilierii județeni. Am avut astăzi discuții și cu doamna inspector școlar general Maria Ștefănie și cu domnul consilier județean Popa Dorin, pentru că suntem toți trei orăștieni și noi în Orăștie trăim o bucurie foarte mare, pentru că un elev al Liceului Teoretic Aurel Vlaicu, pe care l-am premiat în plenul Consiliului Județean și pe care și președintele Laurențiu Nistor îl aprecia în mod deosebit, a fost admis în aceste zile, înainte să dea bacalaureatul la Harvard. Este, cred, un lucru de excepție și arată că, independent de ce spun unii oameni politici, școala românească nu scoate tâmpiți. Școala românească scoate copii buni și sunt copiii noștri și județul Hunedoara are viitor. Doresc să-l felicit și chiar dacă nu este aici de față, vă îndemn să dăm un rând de aplauze pentru că vor ajunge cu siguranță la el. Mulțumesc! Universitatea Harvard din Statele Unite ale Americii ocupă locul întâi în lume. Peste 150 de câștigători ai premiului Nobel au fost asociați cu universitatea în calitate de absolvenți, cercetători sau profesori, iar acum orăștianul Alexandru Todoran va prinde aripi spre noi culmi ale cunoașterii. Alexandru a studiat informatica încă din primii ani de viață cu dascălul Daniel Popa, cel mai bun profesor de informatică din vestul țării. Luminița și Daniel Todoran, părinții lui Alexandru, sunt un exemplu al dedicației cu care și-au îndrumat copilul, de la vârstele cele mai mici, pe drumul către universitatea cea mai bună din lume. Alexandru a mai fost admis și la École Polytechnique din Paris și la Caltech din Statele Unite ale Americii. Mult succes, Alexandru!